Asociația Județeană de Fotbal Suceava a stabilit programul meciurilor din viitorul sezon al Ligii a 4-a. Noua ediție de campionat va debuta pe data de 27 august și va aduna la start 15 formații. Viitorul Liteni, Progresul Frătăuții Vechi, Șomuz Fălticeni, Șomuzul Preutești, Moldova Drăgușeni, Foresta 2 Siret, Stejarul Cașvana, Victoria Vatra Moldoviței, Recolta Fântânele, CS Gura Humorului, CS Omnia Suceava, ACS Juniorul Suceava, LPS Suceava, Siretul Dolhasca și FC Pojorâta. Programul primei etape este următorul: FC Pojorâta, Recolta Fântânele, Moldova Drăgușeni, Omnia Suceava, Stejarul Cașvana, LPS Suceava, Siretul Dolhasca, Victoria Vatra Moldoviței, Viitorul Liteni, Juniorul Suceava, CS Gura Humorului, Șomuz Fălticeni, Progresul Frătăuții Vechi, Șomuzul Preutești, Foresta 2 Siret Vasta. Noul sezon în fotbalul de nivel județean va fi deschis cu Supercupa AJF, programată pe 13 august de la ora 18, pe terenul din Dolhasca, partidă în care se vor întâlni Bucovina Rădăuți și Viitorul Liteni.